Bună ziua! Bine ați venit la briefingul susținut de excelența sa Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, și excelența sa Frank-Walter Steinmeier, președintele Republicii Federale Germania. Cuvântul se oferă doamnei președinte Maia Sandu. Vă rog. Doamna Sandu, microfonul, vă rog. Mă bucur să vă salut în Republica Moldova la doar 4 luni după vizita mea la Berlin la sfârșitul primăverii. Vizita dumneavoastră ne oferă prilejul să reconfirmăm importanța pe care țara noastră o acordă relației cu Republica Federală Germană și să dezvoltăm această relație în interesul cetățenilor ambelor țări. Vizita are loc într-un moment important pentru țara dumneavoastră, după alegerile parlamentare care au avut loc în weekendul trecut. După alegeri, urmează o perioadă de negocieri și formare a coaliției de guvernare, perioadă pe care noi o vom urmări cu interes. Contăm totodată, domnule președinte, pe continuitatea acțiunilor și proiectelor pe care le-am inițiat cu sprijinul Germaniei. Germania a fost întotdeauna un partener de încredere pentru noi. Asistența oferită prin intermediul Ministerului Federal al Cooperării Economice și Dezvoltării, al Ministerului Afacerilor Externe și altor fundații și organizații germane a sprijinit în acești ani programe de infrastructură, eficiență energetică și dezvoltare locală și regională în comunitățile din Republica Moldova. Promovat democrația, statul de drept și dezvoltarea economică și continuă să sprijine programe importante în economie, sectorul sănătății și în alte domenii. Volumul total al asistenței germane oferite țării noastre în ultimele 2 decenii a depășit suma de 290 de milioane de euro. Am discutat astăzi cu domnul președinte despre evoluțiile politice din țara noastră, despre alegerile din 11 iulie, care au rezultat într-un nou parlament și un nou guvern, dar și despre agenda noastră de reforme. Prioritățile noastre sunt curățarea instituțiilor publice de corupție, reformarea justiției, dar și măsuri imediate, scuzați-mă, cum ar fi majorarea pensiei minime, susținerea agenților economici care au fost de către pandemie, măsuri care să-i ajute pe cetățeni să treacă mai ușor peste problemele de moment. Configurarea deplină a puterii la Chișinău ne va permite să diversificăm și mai mult domeniile de cooperare dintre țările noastre. În calitate de președinte, îmi doresc să consolidăm relațiile economice dintre Republica Moldova și Germania. Germania este unul dintre partenerii comerciali principali ai Republicii Moldova. Investițiile germane oferă mii de locuri de muncă în peste 400 de întreprinderi din industrie și agricultură. Iar Republica Moldova este pregătită și pentru alte investiții germane. Încă discutăm cu oamenii de afaceri din Germania și din Republica Moldova în cadrul Forumului Economic Moldo-German, care se va desfășura în această după-amiază la Chișinău. În cadrul acestui forum, oamenii de afaceri și reprezentanții asociațiilor de business din cele două țări vor avea posibilitatea să stabilească noi contacte, care sper vor fi valorificate pe deplin în perioada următoare. În acest context, vreau să menționez acordul privind angajarea cetățenilor Republicii Moldova la munci sezoniere în agricultură, în Germania, semnat recent cu noul guvern de la Chișinău. Începând cu anul 2022, cetățenii noștri se vor putea angaja la asemenea munci în Germania, în mod legal, cu protecția socială de rigoare. Recunoașterea și conversiunea permiselor de conducere este un alt subiect important pentru cetățenii Republicii Moldova. Negocierile pentru semnarea unui acord privind permisele vor demara în luna octombrie al acestui an.
Apreciem în acest sens deschiderea autorităților germane de a renunța la susținerea examenului teoretic pentru conversiunea permisului moldovenesc pe unul german. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că ne-ați fost și ne sunteți aproape în pandemie. De la începutul crizei sanitare, Germania a donat țării noastre echipamente de protecție și utilaje medicale și ne-a ajutat să accesăm rapid vaccinuri. Donațiile medicale și sanitare germane se ridică la mai bine de 11 milioane de euro. Am discutat în cadrul întrevederii cu domnul președinte și despre provocările de securitate din regiunea noastră. Suntem îngrijorați de tensiunile și instabilitatea din regiunea Mării Negre. O vecinătate pașnică și stabilă este o precondiție importantă pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Totodată, liniștea în regiunea Mării Negre este importantă și pentru Uniunea Europeană, care își dorește stabilitate și pace la frontieră. Păstrarea unui dialog activ și constructiv cu statele din cadrul parteneriatului estic. Suntem recunoscători pentru interesul arătat de Germania față de acest subiect și pentru sprijinul oferit pentru asigurarea stabilității în regiune. Contăm totodată pe sprijinul Germaniei în contextul realizării agendei europene a Republicii Moldova. Țara noastră este pregătită să avanseze în îndeplinirea angajamentelor sale față de Bruxelles și dorește să avanseze și în agenda de asociere și integrare cu Uniunea Europeană. Susținerea Berlinului în aceste procese este foarte importantă pentru noi. Vrem să aprofundăm și colaborarea în cadrul parteneriatului estic, dar și pe alte platforme agreate de Bruxelles și Chișinău. Sper că Germania va fi alături de Republica Moldova și în acest demers. Domnule președinte, țările noastre au o agendă bilaterală activă, dar și mai multe subiecte de interes comun în context regional și european. Iar schimbul de vizite oficiale la nivel înalt, pe care l-am realizat în ultimele luni, lansează un semnal puternic de consolidare a relațiilor noastre. Îmi doresc să valorificăm pe deplin acest potențial. După cum v-am mai spus și în timpul vizitei mele la Berlin, domnule președinte, oamenii din Republica Moldova își doresc schimbări în bine în țara lor. Ei au confirmat acest lucru la alegerile prezidențiale din anul trecut, dar și la cele parlamentare din iulie 2021. Oamenii au ales calea dezvoltării și a democratizării. Ei doresc să trăiască în Republica Moldova așa cum se trăiește în Uniunea Europeană. Ne dorim un stat funcțional care să muncească pentru cetățeni, o țară pașnică și prosperă, o oază de stabilitate în regiune și un partener de încredere pentru Germania și pentru Uniunea Europeană. Pentru realizarea acestui program avem nevoie de sprijinul partenerilor noștri, inclusiv de susținerea Germaniei. Deschiderea pe care ne-o arătați astăzi ne dă încredere că ceea ce facem este corect și ne ajută să mergem mai departe. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamna președinte. Cuvântul se oferă domnului președinte Frank-Walter Steinmeier. Vă rog! Stimată doamnă președinte, dragă Maia Sandu, mă bucur că la o perioadă atât de scurtă reușim să ne revedem. Vă mulțumesc și în numele întregii delegații germane pentru primirea călduroasă de care am beneficiat aici, la Chișinău. Știți că nu este prima mea vizită aici. Am mai fost aici acum 5 ani, pe atunci în funcție de ministru de externe al Republicii Federale Germania. Permiteți-mi să compar situația. Acum am regăsit aici un nou început, un iz de schimbare, un elan și o dinamică pe care noi, Republica Federală Germania, dorim să le sprijinim din răsputeri. La o distanță de 30 de ani de la independența țării dumneavoastră, vizitez
Moldova ca prim președinte federal. Doamnelor și domnilor, motivul este unul bun, pentru că succesul programului dumneavoastră, doamnă președinte, este important pentru oamenii, pentru cetățenii din Moldova, dar în egală măsură și la fel de important pentru noi în Germania și în Europa. Uniunea Europeană are nevoie de o vecinătate estică stabilă și prosperă, iar reformele din Moldova sunt probabil exemplul cel mai curajos din întreaga regiune. Noi ne percepem, ne autopercepem noi germanii ca partener și avocat al acestei regiuni. Sunt convins că succesul schimbărilor democratice și sociale din țara dumneavoastră se vor propaga și în afara granițelor țării. Suntem convinși că Republica se află pe calea cea bună. Reformele politice, combaterea corupției, o administrație funcțională, toate acestea sunt pilonii de bază pentru o societate care aspiră să ofere cetățenilor săi posibilități de personale de dezvoltare și o viață decentă. Ele reprezintă și baza unei integrări și unei apropieri graduale în Uniunea Europeană. Schimbările sociale și politice pe care țara dumneavoastră, cu care țara noastră se confruntă, trebuie să fie susținute și de o economie puternică. Pe de o parte, este vorba de participarea politică, dar și de cea economică, în primul rând de locuri de muncă bune pentru cetățenii Moldovei. Ori dumneavoastră, stimată doamnă Maia Sandu, vă ocupați cu determinare în acest context, printr-o cooperare de dezvoltare aprofundată, dar nu doar, ci și cu investiții din Germania, dorim să oferim impulsuri suplimentare în acest sens. De aceea sunt însoțit nu doar de o delegație economică astăzi aici la Chișinău, ci și cu participarea reprezentanților ambasadei Germaniei la Chișinău. În câteva ore vom deschide o conferință bilaterală economică. Permiteți-mi să reamintesc că Germania nu este doar dispusă să investească aici în Moldova, ci unii dintre antreprenorii care mă însoțesc, cunosc țara dumneavoastră, au efectuat deja investiții în țara dumneavoastră și au creat, iată, aproximativ 9.000 de locuri de muncă aici în Moldova. Dar aveți dreptate, doamnă președinte, că nu este capătul de drum al unei evoluții, ci trebuie să ne încurajeze să întreprindem și alți pași mai și mai puternici din partea de implicare din partea economiei germane în Moldova. În ceea ce privește dezvoltarea sau cooperarea pentru dezvoltare, avem o cooperare de succes care se focalizează în primul rând pe crearea de infrastructură la nivel local. Este vorba de proiecte de investiții urgente și stringente pe care le enumerați în ceea ce privește managementul de deșeuri, alimentarea cu apă potabilă. Știu de discuțiile pe care le-am purtat înaintea vizitei oficiale de astăzi, știu că Republica Federală Germania este dispusă să își întărească implicarea economică. Detaliile vor fi convenite în cadrul consultărilor la nivel guvernamental germano-moldovene în noiembrie. Mă bucur că Germania a reușit să sprijine Moldova și în cadrul combaterii pandemiei prin intermediul platformei COVAX, prin echipament medical din Germania, prin echipe de experți, dar și, în primul rând, prin dezvoltarea capacităților de diagnoză naționale în țara dumneavoastră. Stimată doamnă Sandu, v-ați propus să faceți multe. Noi doi știm că calea spre succes nu este una simplă, dar beneficiați de sprijinul politicului și al societății și trebuie să știți că beneficiați și de un sprijin puternic din Germania. Domnule președinte Steinmeier, mulțumim. Stimați colegi, vom lua câte două întrebări de la reprezentanții presei germane și de la reprezentanții presei din Republica Moldova. Vă rog foarte mult să vă prezentați și să formulați succint întrebările. Mulțumesc. Aici, la acest microfon. Dana Alexandra Scheele, Deutsche Welle, rumenische Redaktion. Von der Deutschen Welle, Dana Alexandru, rumenische... Ah, pardon.
O întrebare către domnul președinte Steinmeier. Există un subiect controversat în presa din Moldova, conform căreia Germania, Belgia și Italia ar discuta în legătură cu reintroducerea de regimului de vize pentru cetățenii ai Republicii Moldova. Motivul pare că este numărul mare în creștere al solicitanților de azil politic din Moldova. Vă mulțumesc pentru întrebare și chiar vă mulțumesc că am citit cu aceeași surprindere acest mesaj ca și dumneavoastră atunci când am aterizat astăzi aici la Berlin și la Ministerul de Interne Federal. M-am informat și am aflat că nu este o știre adevărată, dacă vreți așa. Dacă guvernul german și-ar propune așa ceva, să-și schimbe poziția față de liberalizarea regimului de vize pentru cetățeni germani, este vorba pur și simplu de fake news. Mersi. Liliana Barbaru-Steinmeier, aș vrea să vă întreb în legătură cu conflictul transnistrean și întrebarea mea e dacă față de 2016, poziția noastră sau formula pe care o vedeți noastră pentru acest conflict s-a schimbat. Ce credeți? E relevant, rămâne relevant acest mecanism a pașelor mici, pașelor de acomodare, măsuri de încredere? Cum vedeți noastră situația în 2021 când lucrurile au evoluat? Was richtig ist, das haben Sie in Ihrer. Ați transpus foarte bine în întrebarea noastră ce este adevărat. De acum 5 ani, când am fost prima oară aici în țara noastră, lucrurile nu s-au schimbat, însă respect faptul că doamna președinte și guvernul actual pun accentul foarte puternic pe continuarea procesului reformator în Moldova. Este un punct pe care eu doresc să-l sprijin, așa cum spuneam în explicațiile de la începutul discursului meu, că acesta este punctul principal al asistenței pe care o acordăm. Sunt convins că în Moldova se întreprind toți pașii necesari pentru ca conflictul cu Transnistria, cu Transnistria să nu se agraveze și ca lucrurile să reușim să le soluționăm și să întrevedem o deescalare a situației. Anna Mosbavra Schmidt Matern vom Deutschlandfunk German Radio. Din partea Deutschlandfunk, doamna președinte Sandu, domnule președinte, mai întâi dumneavoastră, doamna Sandu, ce vă doriți, care sunt așteptările dumneavoastră față de Germania, cum puteți să fiți sprijiniți în combaterea corupției și către dumneavoastră, domnule președinte, ce poate oferi partea germană pentru a sprijini Moldova în această luptă împotriva corupției? Mulțumesc! Mulțumesc! Noi avem așteptări mari și am discutat despre ele aici. În primul rând ne dorim să îmbunătățim cooperarea economică, să creștem investițiile. Ne dorim să obținem în continuare sprijin pentru a consolida instituțiile statului. Atunci când vorbim despre lupta împotriva corupției, ea are mai multe dimensiuni. Cea mai complicată parte este reforma sistemului judecătoresc și reforma procuraturii, ca să avem instituții care respectă legea și care se asigură că ceilalți respectă legea. Avem situația în care oameni care au furat sume importante din averea statului, din banii statului, au plecat cu tot cu averi peste hotare și aici contăm pe sprijinul partenerilor noștri, inclusiv pe sprijinul Germaniei, în identificarea acestor surse și în recuperarea acestor surse, pentru că sunt banii cetățenilor Republicii Moldova. Și inclusiv contăm pe sprijin în identificarea celor care se fac vinovați de aceste scheme de corupție majore. De asemenea, avem nevoie de sprijin pentru ca să reformăm sistemul. Avem nevoie să curățăm sistemul judecătoresc și sistemul procuraturii de oameni care participă în aceste scheme de corupție, de oameni care au dat decizii ilegale de-a lungul timpului. Și evident, avem nevoie de sprijin ca să instruim noi
procurori, noi judecători care să își facă lucrul mult mai bine. Există și alt aspect care ține de îmbunătățirea guvernării în celelalte instituții ale statului, în tot felul de agenții de reglementare, unde, din păcate, de asemenea, am asistat de-a lungul timpului la multe scheme de corupție, pentru că șefii acestor agenții, pentru că angajații unor instituții ale statului au făcut parte din aceste scheme de delapidare. Acum e nevoie să îmbunătățim procesele, să îmbunătățim, în general, calitatea actului de guvernare. Este o agendă ambițioasă, serioasă, dar suntem determinați să reușim și mai ales există cererea cetățenilor ca să facem aceste lucruri. Referitor la asistența germană, așa cum ați formulat întrebarea, cred că în primul rând, având în vedere generația tânără din Moldova, este important să oferim tinerilor în țara dumneavoastră perspective și oportunități de viitor. De aceea este motivul pentru care eu sunt convins că cooperarea economică dintre Germania și Republica Moldova trebuie învigorată, trebuie întărită, trebuie amplificată pentru a crea locuri de muncă pentru tinerii moldoveni aici în patria lor și pentru a avea un motiv ca aceștia să rămână acasă și să participe la și să contribuie la procesele de reformă din țara dumneavoastră. Am adus cu mine un mic pachet în valoare de circa 10 miliarde de euro prin care vom pune la dispoziție și expertiză, pentru că știm că atunci când este vorba de a dezvolta reformele din sectorul public, este nevoie de expertiză. La fel ca și la asigurarea suficienței energetice și a siguranței energetice a sistemului de sănătate, a cooperărilor la nivel regional. Așa cum spuneam la început, acesta nu este finele disponibilității noastre de a ajuta, ci suntem desigur dispuși, în funcție de cerințele dumneavoastră și de analiza cerințelor existente, să oferim sprijin conducerii politice a Moldovei în ceea ce privește crearea unui sistem judiciar independent. Greșeală la traducere, e vorba de 10 milioane. Da, 10 milioane. Bună ziua, Daniela Andreev, ProTV. O să am o întrebare către doamna președinte, Maia Sandu. Vreau să vă întreb despre un subiect despre care scriu astăzi multe publicații serioase de pe întreg mapamondul. Victoria clubului de fotbal de aseară, Șerif Tiraspol. Cum o vedeți dumneavoastră în contextul diferendului transnistrean? Este victoria Republicii Moldova? Felicit echipa pentru acest succes și le urez succes și la jocurile următoare. În rest, cât ține de rezolvarea conflictului transnistrean, este un subiect foarte complicat la care o să lucrăm, așa cum am discutat și astăzi împreună cu domnul președinte, un subiect care presupune încă o dată reiterarea poziției noastre de identificarea unei soluții pașnice, diplomatice, și identificarea unei soluții care va rezulta într-un stat funcțional. Mulțumesc! Stimată doamnă președintă Maia Sandu, stimate domnule președinte Frank-Walter Steinmeier, vă mulțumim, stimați colegi, declarăm evenimentul închis.